Într-o seară, doi ucenici călătoreau spre Emaus și spuneau așa: ne ardea inima noi când ne deschidea Scriptura. Fie ca și după masa aceasta, seara aceasta, să fie o seară în care inima noastră, atunci când Scripturile se deschid, să ardă în noi, de dor după Domnul, de dor după Împărăția Lui. Amin. Deschidem deci Scripturile în Efeseni, capitolul 2, și începem citirea cu versetul 1 la 10 inclusiv. Efeseni 2 cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultări. Între ei eram și noi, toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești prin Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său, în bunătatea Lui față de noi prin Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubiții mei, frați, surori, după zile binecuvântate, după momente binecuvântate în care am avut parte de Cuvântul lui Dumnezeu din plin, am avut parte de Harul lui Dumnezeu, stăm din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și știți ce se întâmplă atunci când mânci bine și mănânci o mâncare bună și apoi trebuie să mănânci din nou. Fie că două lucruri se pot întâmpla. Fie că te-ai săturat bine și dorești să mănânci tot așa. Sau fie că ți s-a deschis apetitul și vreai să mănânci în continuare. Doresc ca Domnul să lucreze pe plan spiritual, să fim receptivi la Cuvântul lui Dumnezeu, să fim dornici după Cuvântul lui Dumnezeu câteva minute cât vom mai sta încă aici. Consider că Cuvântul lui Dumnezeu ne este de folos. Toate sunt de folos. Am avut parte de rugăciuni binecuvântate și pline de Harul lui Dumnezeu și de prezența Duhului Sfânt. Am avut parte în seara aceasta de cântări așa de frumoase și înainte de masă la fel. Dar între toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu își are locul Lui. Să facem loc acestui cuvânt care poate, totdeauna, El poate să ne zidească sufletește, să ne rănească și să ne facă mai bun, mai tare, mai destoinici pentru Împărăția lui Dumnezeu. Facă-și Cuvântul Domnului lucrarea Lui și în această seară. Amin. Când frații au programat ce să se vorbească și de unde să se vorbească, la acest text biblic care l-am citit în această seară, i-au pus un titlu. Și titlul spune așa: cine suntem noi
în Iisus. Cine suntem noi în Iisus? E o întrebare retorică, e o întrebare provocatoare, e o întrebare care ne pune oarecum în mișcare gândurile noastre, ființa noastră, cugetele noastre și în seara aceasta ne întrebăm cine suntem noi în Iisus. În acest cuvânt care l-am citit, primele trei versete care le-am citit vorbește despre starea trecută a omului credincios. Voi erați morți în greșelile voastre, în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Văzduhului și a Duhului care lucrează în fiii neascultării. Așa eram eu, așa erai dumneata, așa eram noi. Noi eram. Și apoi cuvântul Domnului continuă și spune cine suntem? Și avem două versete importante care ne spun ce vom fi. Nu așa mult depinde cine ai fost, pe cum depinde cine ești acum și așa vei fi depinde de starea ta, de ceea ce ești acum, ce vei fi în viitor. Trecutul nostru, Biblia spune căci Domnului lui îl șterge. Noi așa am fost. Și nu se mai ține cont cine ai fost. Dar de felul cine suntem depinde cine vom fi. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta pentru ca să ne înțelegem bine poziția, să știm unde ne aflăm și cuvântul Domnului merge tocmai pe direcția aceasta. Pentru ca noi să căpătăm o lumină și fiecare în dreptul lui să vedem cine suntem. Aici cuvântul Domnului vorbește la plural. Cine suntem noi în Hristos? Există niște principii care sunt adevărate și nu le putem schimba oricum am căutat noi să le dăm alt sens. Fiecare dintre noi în ceea ce suntem, ne asociem cu alții, ne unim cu alții ca noi. Noi, de exemplu, suntem cei din Arganda. Și nu suntem cei din Alcala. Noi suntem din Arganda. Noi lucrăm la o impresă și noi suntem cei care lucrăm acolo. Noi formăm o biserică. Și în ceea ce suntem, în ceea ce ne putem uni, formăm oarecum o grupare. Și un proverb spune, și adevărat proverbul acesta, spune cu cine te unești, ca să știu cine ești. Ce agreiezi tu mai mult? Ce-ți place ție mai mult, cu cine te poți uni, din ce grupare faci parte și atunci voi putea să știu cine ești. Cine suntem noi în Hristos? Cine suntem? Întrebarea aceasta în Biblie o găsim de multe ori. De multe ori în Scripturi, în Vechiul Testament, în Noul Testament, se punea întrebarea aceasta, voi cine sunteți? Cine sunteți voi? În Geneza, capitolul 42,
Cuvântul Domnului vorbește despre frații lui Iosif când s-au dus în Egipt. Și când li s-a pus întrebarea aceasta, de unde veniți? Și cine sunteți voi, cu alte cuvinte? Ei au spus, noi suntem oameni de treabă. Noi toți suntem frați. Noi suntem fii aceluiași tată. Noi suntem oameni de treabă. Cu alte cuvinte, oameni de treabă, oameni buni, oameni cum se cade. Și dumneavoastră știți foarte bine cine erau ei. Erau într-adevăr oamenii de treabă sau erau oamenii care și-au vândut fratele, l-au pismuit, l-au urât, l-au dat la moarte și l-au vândut. Intenția lor era să-l omoare, dar unul a intervenit și în final l-au vândut de aici. Chiar așa oameni de treabă erau frații aceștia? Doamne, dacă mai există printre frați, oameni de felul acesta, care vând pe frați, care vând și totuși spun noi suntem oameni cu isăcate, noi suntem oameni de treabă, izbăvește-ne, Doamne, de aservistă. Și Domnul se poate lucrul acesta. În Iosua, capitolul 9, după ce ei au început cerinile țării Canaanului și au avut mari spărți, Iosua și bărbații lui Israel întâlnesc niște oameni pe Gabaoniți, și întreabă, voi cine sunteți? Voi de unde veniți? Ei purtau, ei erau niște oameni vicleri, infiltrați în poporul lui Dumnezeu, infiltrați pe acolo printre ei și spuneau, noi venim dintr-o țară depărtată. Uitați-vă la încălțămintea noastră, este ruptă. Hainele noastre sunt cârpite. În sacii noștri avem pâine, dar o iuscată și mucegăită. Noi venim de departe, căci am auzit despre slava lui Dumnezeu și despre biruințele care le-a dat Domnul poporului său. Și faceți legământ cu noi, căci noi nu suntem de aici, dintre voi. Noi venim de undeva departe. Și Iosua? Iosua și bătrânii din Israel, spune cuvântul Domnului lucru care mă miră foarte mult. Spune căci au luat din merindele lor, din alimentele lor, au luat și au mâncat din ele. Și ceea ce mă pune foarte mult pe gânduri și m-am gândit mult la lucrul acesta și n-au întrebat pe Domnul. De ce au ajuns oare oamenii aceștia să fie duși în eroare de niște vicleni? De ce au mâncat din merindele lor și i-au crezut cu hainele lor rupte și cu încălțămintea lor? De ce? Pentru că n-au întrebat pe Domnul. Doamne, dă-ne discernământul acesta și dă-ne lumina aceasta. Când întâlnim oameni care se filtrează printre noi și spun totuși că ei sunt oameni de-ai noștri, dacă stăm în dubiu și ne punem semne de întrebare, să avem totdeauna gândul acesta. Să întrebăm pe Domnul. Credeți că dacă ei ar fi întrebat pe Domnul, nu le-ar fi descoperit Domnul despre gabaoniți cine sunt? Le-ar fi răspuns Domnul, mărit să fie Domnul. Dar să nu facem niciodată greșeala aceasta,
să nu întrebăm pe Domnul. Avem multe modalități de a întreba pe Domnul și Domnul ne le-a pus la dispoziție. Ajută-ne, Doamne, totdeauna să nu ne lăsăm duși de oameni ca și gabăuniți. În Ioan capitolul 8, niște oameni pretiși la fel, că fac parte din Avram și că ei sunt sămânța lui Avram, stau de vorbă cu Domnul Iisus. Și oamenii aceștia, când Domnul Iisus le spune cu un cuvânt frumos, un cuvânt care, de care depindea izbăvirea lor, libertatea lor, eliberarea lor. Și le spune că dacă veți rămâne în cuvintele mele, veți fi cu adevărat slobos. Și atunci ei sămânie și spun, cum zici tu vom fi slobos? Noi suntem sămânța lui Avram. Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobosi? Și vă întreb pe dumneavoastră acum. Au avut dreptate iudeii aceștia când au spus noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui? Niciodată iudeii n-au fost robi? Nu i-au robit babilonenii, nu i-au robit asirienii, nu i-a robit Egiptul, nu erau chiar acum sub robie romană. Și ei spun, n-am fost niciodată robii nimănui. Dumnezeu să ne dea lumină din cuvintele celor cu care vom sta de vorbă, să putem să înțelegem și să distingem chiar din cuvintele lor. Dacă cu adevărat sunt oameni de treabă, oameni după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi poate lumina în privința aceasta. M-am dus cu gândul în Faptele Apostolilor și mult m-am gândit la lucrul acesta și este o lucrare dificilă. Și mult discutată printre noi, mai ales între pentecostali, care credem în minuni, care credem în vindecări, care credem în lucrările lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 15, se pune din nou întrebarea acolo și spune, voi cine sunteți? Întrebările acestea sunt spre învățătura noastră. Știți în ce împrejurare s-a pus acolo întrebarea aceasta? Voi cine sunteți? Spune cuvântul Domnului că niște exorciști iudei, 7 feciori, de-a unui preot numit Steva, umblau din loc în loc ca să scoată Duhul. Și parola lor era aceasta, când vedeau un demonizat, când vedeau un cuprins de duhuri, ei spuneau așa, vă jur, în numele lui Iisus pe care îl propovăduia și pe Pavel, să ieși din omul acesta, așa spuneau ei duhuri. Dar, așa cum se întâmplă cu falsitatea, nu te duci prea departe, au întâlnit unul cuprins de duhuri, se pune cuvântul Domnului, care la vorbele acestea ale lor le-au spus așa. Pe Iisus îl cunosc. Pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Voi cine sunteți? Știți ce li s-a întâmplat mai departe? Omul acela, care era cu prânzii în lucră, s-a năpustit asupra lor, i-a bătut, i-a lăsat doi
și de-abia au scăpat dinaintea lor. De ce? Nu era lucrarea lor în care să se bage ei. Pentru că e adevărat că ce numele Domnului Iisus să facă eliberare și vindecare. E adevărat și Domnul o face. Dar Domnul o face în poporul său. Nu o face cu preoții lui Steva, ci o face cu cei care se încrede în El și se bazează pe El. Noi nu ne vom duce la nimeni atunci când ne rugăm să-i spunem în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește știu ce propovăduitor sau evanghelist mare. Ci noi spunem în numele lui Iisus, binecuvântat să fie Domnul. Mi-aduc aminte și avem și în biserica noastră, din Hațe, mi-aduc aminte când un păstor s-a dus la Hațec și, printre altele, a vrut să vadă și el rezervația aceea de zimbri. Știți că și în Hațec încă există zimbri aceea despre care vorbește istoria, încă s-a păstrat acolo o rezervație. Și eu am fost la Hațec, nu odată, dar nu m-am dus niciodată să văd zimbri, m-am dus la biserică. Și păstorul acesta spunea, vreau să vizitez și o rezervație aceasta de zimbri. Și cel care era acolo, însărcinat ca să primească pe cei care vin în vizită, l-a atenționat și i-a spus, ai grijă. Ai grijă că sunt periculoși, ai grijă că aici nu se intră așa, oricum. Și atunci păstorul scoate legitimația și îi spune, uitați, eu sunt păstor. Eu am legitimație. Și la insistența lui l-a lăsat să intre. Și când un zimbru din acela așa, fioros, a apărut și s-a repezit spre el, a început să strige, a început să ceară ajutor celui care era acolo cu zimbru. Dar acesta îi spune foarte simplu. Mi-a spus să-l scape. Spune, arată legitimația. Cine suntem noi? E ușor să spui că ești credincios. E ușor să spui că ești pentecostal. În vremuri bune. Dar în vremuri de încercare, în vremuri când ești pus la încurcătură, cine ești tu? Cine suntem noi în Hristos? Aș vrea să rămân această întrebare pentru noi. În seara aceasta. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne dea lumină. Și în dreptul nostru, fiecare, să vedem cine sunt eu și apoi cine suntem noi. Și împlinească-se cuvântul care spune în 1 Ioan 3 cu versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi, nu s-a arătat în tine. Dar știi că și atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este.